ascultăm. Bună ziua! Doamnelor și domnilor, Serviciul Român de Informații a transmis pe 23 iunie către Comisia de Control raportul de activitate aferent anului 2022. Este un document clasificat până în momentul în care va fi discutat în comisie și înaintat spre dezbaterea plenului reunit al Parlamentului. Raportul care a ajuns în Parlament prezintă inclusiv o sinteză a modurilor în care Serviciul Român de Informații s-a transformat din punct de vedere al instrumentelor de lucru pentru a deveni mai flexibil și mai adaptabil schimbărilor de realitate geopolitică. Asupra acestor transformări aș vrea să insist. Cred că este important ca societatea și cetățenii să știe că Serviciul Român de Informații s-a transformat major în acești ani ca să poată acționa mai eficient și mai adaptat provocărilor actuale pentru a proteja România. Suntem la finalul unui proces foarte important de reconfigurare a tuturor componentelor SRI, atât la nivel local, cât și la nivel regional. A fost un proces menit să asigure instituției un sistem conceptual de securitate integrat, precum și să-i sporească eficiența în prevenirea și contracararea amenințărilor la adresa securității naționale. Documentul detaliază și finalizarea cu succes a două proiecte majore, Regio și Centrio, secundate de multiple etape de reașezare organizatorică. Prin aceste două proiecte de reorganizare, Serviciul Român de Informații a devenit o instituție modernă, suplă și debirocratizată. Proiectul Regio a început în 2017 și a avut ca obiectiv reorganizarea teritorială a instituției pentru a ne adapta la realitățile actuale și la amenințările preponderente ale unei arii geografice particulare. Nu mai există astăzi 41 de servicii în miniatură, aferent fiecărui județ sau a capitalei. Acum vorbim de o nouă organizare regională, cu mai puține direcții, cu un lanț de comandă scurtat și cu o flexibilitate accentuată care a produs deja rezultate foarte bune. Proiectul Regio a însemnat pasul următor, adică transformarea din temelia unităților centrale ale serviciului în raport cu o idee simplă, operațiunile pe primul loc. Împreună cu partenerii instituționali importanți, pe model euroatlantic, am reformulat concepțiile de lucru astfel încât resursele umane și financiare, investițiile și prioritățile să fie direcționate în raportare directă la obiectivele de securitate națională. Acest lucru a implicat și asigurări legate de menținerea în matca legală și constituțională, cu accent pe creșterea eficienței și consolidării bunului prestigiu creat în relația cu partenerii noștri din Uniunea Europeană și NATO. Rezultatele bune au apărut deja și acest lucru nu poate decât să ne bucure. Personal am satisfacția de a constata că direcțiile strategice pe care le-am urmărit funcționează cu succes în planul concret al activității SRI. Prin ceea ce conține și confirmă, raportul Serviciului Român de Informații îmi oferă sentimentul îndeplinirii tuturor obiectivelor în rolul public de director al Serviciului Român de Informații. Modernizarea instituției s-a făcut la pachet cu alți pași, care în acești ani au însemnat o separare de moștenirea vechii securități, introducerea de cursuri despre totalitarism și democrație pentru noi angajați, predarea completă a arhivelor către CNSAS, într-un gest care am sperat să fie preluat și de alte instituții. Până acum nu s-a întâmplat acest lucru. Am mai vorbit de riscul securismului și nu îl voi mai repeta. Sper că suntem mai mulți cei care înțelegem mizele acestei clarificări a trecutului. Nu putem privi niciodată înainte dacă mereu revenim în trecut pentru a rezolva problemele nerezolvate ale altor generații. Nu putem mereu cere generațiilor viitoare să rezolve problemele pe care noi nu le-am rezolvat.
Finalizarea proceselor de actualizare operațională a SRI mă obligă, în egală măsură, și la o analiză cu privire la viitor. Vorbesc despre viitor în raport cu valorile care mă definesc, cu lucrurile în care cred și sub auspiciile sistemului democratic pe care am ales să-l slujesc. Este momentul să constat că obiectivele profesionale pe care mi le-am propus la preluarea mandatului de director au fost îndeplinite. Prin urmare, pot să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea Serviciului Român de Informații. Încheierea mandatului meu este o decizie pe care am discutat-o deschis în ultimele săptămâni cu președintele României, căruia îi mulțumesc și cu acest prilej pentru susținerea constantă arătată de-a lungul acestor ani la conducerea serviciului. L-am informat și pe președintele Comisiei pentru Exercitarea Controlului Parlamentar asupra activității SRI. Este o decizie ale cărei rațiuni au fost înțelese pe deplin și pe care vi le împărtășesc și dumneavoastră și am să încerc să mă explic. Este o cutumă greșită la noi că cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultima clipă, eventual forțați. Majoritatea celor care dețin puterea nu renunță la ea când își îndeplinesc obiectivele din diverse motive. Personal, cred că este nevoie de un asemenea pas. Este în primul rând un gest de sănătate democratică pe care l-am argumentat fără echivoc încă din primul an de mandat. Este sănătos pentru democrație, pentru echilibru puterilor în stat, ca un director de serviciu de informații să aibă un mandat limitat în timp. Pietrificarea în funcție nu este bună. Ea poate conduce la setarea de obiective greșite pentru instituție, la pierderea contactului cu realitatea socială, la confundarea funcției cu persoana care o deține. Nu vreau acest lucru nici pentru mine, nici pentru o instituție care este mai valoroasă decât orice director pe care l-a avut. Nu vreau să evit abordarea frontală a unui subiect care este legitim dezbătut în spațiu public. Funcția de director a unui serviciu de informații oferă acces la un volum semnificativ de informații sensibile. Nu cred că este bine pentru democrație ca o persoană să concentreze expunerea la informație secretă pentru un timp îndelungat. Pur și simplu, cred că și cetățenii și statul sunt mai bine slujiți dacă la conducerea serviciilor de informații se succed lideri la intervale de timp clar și stabilite. Consider că din moment ce mi-am atins obiectivele propuse, nu există nicio rațiune pentru a continua să exercit această funcție. După cum spuneam, închei această etapă de viață cu satisfacția că am făcut lucruri bune pentru cetățeni, pentru România și pentru SRI. Am reușit restructurarea instituției pentru a fi mai eficientă, am îndepărtat-o de politică și de moștenirea fostei securități, am menținut și amplificat încrederea și respectul partenerilor noștri externi, alături de care SRI luptă zi de zi pentru protejarea României. Am promovat o nouă generație în funcțiile de conducere și am pus la dispoziția societății informațiile extrase din arhivele fostei securități. Starea serviciului este acum semnificativ mai bună decât în urmă cu 8-9 ani. Realizările publicabile, dar și provocările mandatului, se regăsesc în volumul 2 al monografiei SRI, care acoperă perioada 2015-2023. Vreau să-mi exprim aprecierea față de profesioniștii din Serviciul Român de Informații, față de partenerii din conducerea executivă și față de beneficiarii legali ai instituției, care mi-au fost sprijin, dar și resort critic, pozitiv în toți acești ani. Rămân un susținător deschis al valorilor de securitate națională și al profesioniștilor onești din domeniul informațiilor. Cred că viitorul SRI va fi unul bun pentru România dacă instituția se ferește de greșelile și abuzurile trecutului, dacă își menține parcursul democratic și de profesionalizare care au adus în prezent admirația și respectul partenerilor săi din țară, din Uniunea Europeană și NATO. Îmi amintesc acum de ceea ce spunea un important lider politic european al secolului 20.
Singurul ghid al unui om este conștiința sa. Singurul scut al memoriei sale este verticalitatea și sinceritatea acțiunilor sale. Este foarte imprudent să mergi prin viață fără acest scut, pentru că suntem atât de des luați în derâdere de eșecurile speranțelor noastre și de nerealizarea planurilor noastre. Purtând acest scut, vom fi mereu în rândul celor onorabili. Declarația de astăzi este ultima în calitate de director al Serviciului Român de Informații. Profesional și sufletește, voi fi marcat pozitiv pentru toată viața de această experiență deosebit de onorantă. Emoțional și rațional, mă voi raporta totdeauna cu respect, considerație și afecțiune la motoul Serviciului Român de Informații. Patria a priori. Mulțumesc!